leziune invocată de către major. Și acum revin la acea stare de necesitate. Sigur că 1221 nu vorbește de starea de necesitate, dar există oarecare apropiere între starea de necesitate și starea de nevoie, da? Adică e clar că l-a aflat în starea de necesitate, este sau poate fi considerat și aflat într-o stare de nevoie. Alineatul 2 îmi indică un criteriu, da, mă rog, să-l luăm ca atare. Existența leziunii se apreciază și în funcție de natura și scopul contractului, dar nu e suficient acest criteriu, între noi fie vorba. O să vedem totuși că articolul 1222 pune și un prag valoric în cazul leziunii invocate de către major. Art. 1221, alineatul 3, reglementează cea de-a doua situație de leziune, și anume leziunea invocată de către minor. Leziunea poate exista și atunci când minorul își asumă o obligație excesivă prin raportare la starea sa patrimonială, la avantajele pe care le obține din contract, ori la ansamblul circumstanțelor. Fără vedere că s-ar putea să n-am nevoie să recurg la leziune, în cazul în care pot să anulez contractul pe lipsa capacității depline de exercițiu, pentru acele contracte unde, sigur, am nevoie de capacitate deplină de exercițiu. Deci, până la urmă, leziunea ar viza doar acele acte juridice tot de administrare sau eventualele acte juridice de dispoziție pentru care am admite că minorul le-ar putea încheia și singur, deci fără încuviințare prealabilă. Ca și sancțiuni. 1222. Mai întâi, alineatul 1 evocă ceea ce admitem și astăzi, în sensul că ar exista o opțiune între acțiunea în rescisiune, nu mai folosim această terminologie, deci acțiunea în anulare pentru leziune, am putea avea, chiar și astăzi admitem acest lucru, și reducerea în mod corespunzător a prestației sau majorarea prestației celeilalte părți. Iar pentru ipoteza leziunii invocate de către major, deci pentru acel prim caz de leziune prevăzut la alineatul 1 al articolului 1221, alineatul 2 fixează, așa cum spuneam, și un prag al valorii, dar numai în ceea ce privește acțiunea în anulare. Rămâne deschisă calea reducerii obligației sau majorării obligației. Da? Majorul are acțiune în anulare pentru leziune, deci acțiunea în anulare este admisibilă, numai dacă leziunea depășește jumătate din valoarea pe care o avea la momentul încheierii contractului, prestația promisă sau executată de partea lezată. Mai mult decât atât, disproporția trebuie să subziste până la data cererii de anulare. Deci nu mi-e suficient numai faptul că leziunea se încadra în acel prag la încheierea contractului, ci și la data cererii de anulare. Mi se pare că asta trebuie să fie data înregistrării cererii, nu? În anulare pentru leziune. Asta nu înseamnă că am scăpat de litigii în celelalte cazuri, că s-ar putea să mă trezesc că mă sesizează, nu mai poate obține anularea, dar mă sesizează cu o acțiune prin care îmi solicită reducerea obligației sale. Și alineatul 3, în toate cazurile, apropo de ce vă spuneam de adaptarea contractului și în cazul leziunii, instanța poate să mențină contractul dacă cealaltă parte oferă, în mod echitabil, o reducere a propriei creanțe sau, după caz, o majorare a propriei obligații și se aplică dispozițiile de la adaptarea contractului pentru eroare. Acum vă întreb dacă îmi cere anularea și ating definite condițiile anulării.
Și partea adversă nu cere adaptarea contractului. Eu mă pronunț doar pe anulare sau pot să acord și reducere? Asta zic adaptarea judiciară. Mă rog, aici ar fi îndeplinite condițiile anulării. Dar dacă n-ar fi îndeplinite condițiile anulării, în sensul că n-ar fi acel prag valoric, dar acea disproporție de cel puțin jumătate la ambele momente, și îmi cere totuși anulare, ce fac? Îi resping acțiunea în anulare sau îi dau... Că, de exemplu, sunt alte dispoziții la rezoluțiune, de exemplu, da? În care, deși partea îmi cere ceva, partea care a avut acea opțiune, nu îmi place să spun, dar folosesc și eu acel drept potestativ, da? Îmi cere ceva și totuși am texte ce permit instanței să acorde altceva decât opțiunea părții. Deci, după părerea mea, dacă partea cere anularea, cea mai gravă sancțiune, atunci principiul disponibilității nu trebuie interpretat în sensul că dacă n-a cerut literal și gramatical și eventuala modificarea contractului, care este mai puțin decât anularea, eu îi resping de planul pentru că simt ținut de principiul disponibilității și de obiectul indicat de parte în cererea sa de anulare. Pentru că dacă a cerut cel mai grav, cea mai gravă sancțiune, anularea, atunci poate obține și adaptarea dacă partea... Nu este cealaltă parte, nu oferă adaptare. Că dacă oferă adaptarea, s-ar putea să înțeleagă părțile și am luat dat de înțelegerea lor, pronunță o hotărâre de expedient până la urmă. Păi, în lipsa ofertei de adaptare, instanța n-are de unde să știe că... Nu e vorba de adaptarea propriu-zisă de la 1223. Am spus, cer anularea și constat că n-ar fi îndeplinită acea condiție de la anulare. Îi resping acțiunea în anulare sau, constatând totuși că există o leziune, merg pe varianta aceasta a reducerii obligației? Fără să știu poziția părutului, în sensul că mă declar gata să execut așa cum a înțeles reclamantul contractului sau adaptat echilibrului contractului, că aici nu suntem în cazul erorii, să zicem că a fost în eroare și a înțeles altceva. Ca să nu mai fie în leziune, înseamnă că trebuie să-mi adaptez prestația astfel încât să depășesc limita leziunii. Dacă nu există această manifestare de voință din partea mea, ca părut, instanța nu are cum să adapteze contractul. E clar că nu e adaptare. Dar reclamantul ar fi putut, chiar și peste voința părții co-contractantului, să-i spun, să ceară nu anularea, ci doar reducerea obligației sale. Am cumpărat terenul cu o valoare de 10.000 de lei și la data introducerii acțiunii tot 10.000, l-am cumpărat în anumite împrejurări, stare de nevoie, nu știu ce, cu 40.000 de lei. Ce pot să fac? Pot să cer anularea pe 1.000, cât este, dar să-mi pun ochelarii, mă scuzați, 1.222 alineat 1. Pot să cer anularea, dar pot să cer și micșorarea prestației mele. Valoarea de circulație 10.000, vreau să rămân proprietar al terenului, nu vreau să cer anularea, dar vă rog să-mi reduceți prestația mea. Deci 1.222, atenție, e sancțiune, nu e adaptarea contractului care presupune voința alineatul 3, care presupune. Adică alineatul 1 nu presupune și voința celeilalte părți, care ce-mi spune? În toate cazurile. Deci când există voința tuturor părților contractante, nicio problemă am adaptare. Da. Ceva asemănător adaptării, adică menținerea contractului cu reducerea sau, după caz, majorarea prestațiilor, pot avea și fără acordul co-contractantului. Și admitem soluția asta și astăzi. Minorașul meu de 17 ani și închiriază garsoniera cu 3 lei pe lună. E bine că și-a închiriat-o, dar nu cu 3 lei. Și atunci, dacă îmi ceră, de ce nu și astăzi? Admitem că
mențin contractul, dar prevalându-se de acea venită disproporție de valoare, practic schimb cuantumul chiriei. Nu, prea au fost de asemenea, nu închiriază minorii noștri, că n-au ce să închirieze. S-ar putea, zic, și atunci întrebarea mea era, este evidentă leziunea, el îmi cere doar anularea, nu-mi cere capăt subsidiar sau eu știu cum vreți să-i spuneți, nici nu-și modifică acțiunea, el vrea doar anulare. Și constat că, deși a fost o leziune, nu mai e respectată acea limită de jumătate din valoare. Eu aici, pe procedură civilă, pentru mine principiul disponibilității ar însemna, zic eu așa, la o primă citire, că ar trebui să îi resping acțiunea. Să nu uităm că, până la urmă, leziunea este cauza cererii de chemare în judecată, obiectul cererii, da? E după caz anularea sau, dacă vrea, altceva. El mi-a vrut anularea. Ori chiar și pe viitorul cod de procedură civilă, eu ca instanță aș putea să schimb doar cauza, nu și obiectul. Dacă n-am text expres de lege. Vă mai semnalez o chestiune destul de, pentru mine, surprinzătoare. 1223 alineatul 2. Anulabilitatea contractului, deci nulitatea relativă pentru leziune, nu poate să fie opusă pe cale de excepție când dreptul la acțiune este prescris. Altfel spus, nulitatea pentru leziune nu poate fi valorificată pe cale de excepție. Deși la nulitatea relativă, noul cod civil, soluționând o controversă, consacră soluția imprescriptibilității excepției de nulitate relativă. Deci, până la urmă, aici, la leziune, e o derogare de la ceea ce se întâmplă în cazul nulității relative în celelalte. Și nu știu dacă se justifică. Ce are leziunea mai